Salutare, prieteni! Astăzi discutăm despre unul dintre cele mai importante proiecte europene realizate în România. Este vorba de un proiect care este gestionat de compania de apă Someș. La finalul acestui proiect, 99% dintre locuitorii județelor Cluj și Sălaj vor avea acces la rețeaua de apă potabilă și 95% dintre locuitorii celor două județe vor avea acces la rețeaua de canalizare. Despre modul în care evoluează acest proiect discutăm astăzi cu doi reprezentanți ai acestei companii, domnii Neamțu și Croitoru, directorul general, respectiv directorul de comunicare al companiei de apă Someș. Mă bucur tare mult că avem ocazia să ne revedem aici la Via Cluj TV. Bună dimineața, mă bucur și eu că ne revedem din nou. Bine v-am regăsit. Vorbim de un proiect care a atins foarte multe recorduri în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii din România. Practic vorbim de un grad de acces la servicii de tipul celor oferite de compania dumneavoastră, care este perfect comparabil cu nivelul de acces din țări din Occident. Aș vrea să vă întreb care este valoarea acestui proiect. Vă întreb acest lucru deoarece au fost tot timpul discuții legate de ajustarea valorii proiectului în contextul în care noi ne-am confruntat ca omenire, ca Europa, ca România, cu niște situații care nu puteau să fie prevăzute de nimeni, de tipul pandemiei sau războaielor care se întâmplă în această parte a lumii. Da, așa cum ai spus, sunt câteva elemente care, într-adevăr, pot să spun că sunt la nivel de record. În ce privește aducțiunea care o realizăm în acest moment, asta înseamnă alimentarea cu apă a județului Sălaj, a întregului județ Sălaj, din sursa de alimentare cu Tarnița. Este o aducțiune de peste 160 de kilometri, care, din datele noastre, cred că este cea mai mare la nivel național. Plus sumele pe care noi le gestionăm în acest moment. Așa cum am discutat și cu alte ocazii, proiectul a început cu 350 de milioane de euro. Pe parcurs, datorită pandemiei, datorită războiului, datorită inflației, prețurile s-au modificat și atunci, printr-o hotărâre de guvern, am avut bucuria să mai primim încă 40 de milioane de euro. Deci, practic, astăzi suntem undeva la peste 400 de milioane de euro bani care se vor investi în acest proiect. Cred că la finalul lui, dacă lucrurile merg bine undeva în 2025, suma s-ar putea să fie mai mare, ținând cont de toate ajustările de tarife care se vor face pe parcursul derulării. Într-adevăr, ca și acces al clienților din cele două județe, partea de alimentare cu apă va ajunge undeva la 99,30%, să spunem așa, posibilitate de racordare și de a avea alimentare cu apă dintr-un sistem centralizat, pe lângă, să spun așa, câteva surse individuale, locale, din județul Cluj, pe care o să vedem cum le vom gestiona pe viitor, pentru că acolo sunt probleme în momentul în care, vedeți, schimbările climatice sunt foarte dese, foarte mari, nu plouă timp îndelungat, plouă dintr-o dată cantități foarte mari și atunci aceste surse individuale sunt afectate. Iar la partea de canalizare vom ajunge în localitățile peste 10.000 de locuitori cu acces, să spun, până la 91 sau 92%, iar în localitățile sub 2.000 de locuitori până undeva la 76% din populație vor avea acces la aceste servicii. Vorbim de un proiect care este finanțat în cea mai mare parte de bugetul Uniunii Europene. Care este proporția fondurilor care sunt implicate în acest proiect? El este 85% fondul Comisiei Europene,
15% este al Guvernului României. Acel 85% sau 15% dacă nu mă înșel, este împărțit în 2% contribuția OAT-urilor, fiecare OAT în parte unde am investit sau urmează să investim are o contribuție de 2%, plus împrumutul companiei, care este un procent de 7,62%. Este un împrumut pe care compania l-a luat pe până în 2035, când se termină contractul de delegare actual. E vorba de 27 de milioane de euro. Sunt niște bani foarte serioși care sunt implicați în dezvoltarea infrastructurii și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că faptul că datorită faptului că a existat această strategie de a dezvolta infrastructura de profil cu ajutorul banilor europeni, au rămas anumite fonduri, inclusiv la nivelul autorităților județene, disponibile pentru a dezvolta și rețele locale. Cei de la Consiliul Județean au comunicat că au decis să finanțeze, au și finanțat deja o serie de proiecte din comunități mai mici. Deci, practic, acest proiect are un impact indirect, pozitiv și asupra comunităților în care nu sunt finanțate lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare directă de la bugetul Uniunii Europene. Da, este un proiect care, să spun așa, merge în paralel cu programul operațional Infrastructura Mare. Este un proiect pe care îl derulăm din programul de întreținere, înlocuire, dezvoltare. Este un fond creat în baza legislației, fond care este din redevență și impozitul pe profit, care se descarcă, să spun așa, Consiliul Județean, iar Consiliul Județean, în termen de 5 zile, îi reîntorc în acest fond. Ceea ce din acest, foarte sustenabil. Da, din acest fond, împreună cu președintele Consiliului Județean, domnul Alin Tișe, și cu ceilalți colegi din Consiliul Județean, s-au stabilit anumite comunități, sunt din Munții Apuseni, de exemplu. Urgențe. Văzute, da? Anumite urgențe pe anumite UAT-uri care erau și legate de POIM, pentru că în acest contract, datorită costurilor destul de mari pe cap de locuitor, la apă 1000 de euro, la canal 2000 de euro pe cap de locuitori, anumite străzi nu au fost prinse sau au fost scoase din proiect. Și atunci, pentru a le putea lega cumva POIM-ul cu situația din teren, s-a ajuns la concluzia că ar trebui să mai investim împreună cu Consiliul Județean în extinderea acestor rețele care au rămas nefinalizate. Și atunci sunt multe proiecte pe rol, pot să spun că sunt undeva la nivel de 30 de milioane de euro, bani care s-au investit în extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în marea majoritate OAT-urilor din județul Cluj și județul Sălaj, acolo unde a fost nevoie. Dacă ne referim la proiectul în sine, aici vorbim de proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii din județele Cluj și Sălaj. Știu că au fost mai multe contracte care au fost semnate încă de la lansarea proiectului. Vreau să vă întreb care este situația lor. Din 25 de contracte de lucrări, contractul are în total 36 de contracte. Pe lângă cele 25 mai este un contract de construcții operaționale, un contract pentru achiziții de echipamente autospeciale, un contract pentru sistemul SCADA și sunt 4 contracte de asistență tehnică. Din cele 25 de contracte de lucrări, 12 au fost deja recepționate, sunt finalizate și sunt puse în funcțiune în diferite etape, deci lumea are acces la servicii. Din celelalte 13 care au rămas, 2 contracte
se vor rezilia. Unul l-am și reziliat pentru Shibou. Urmează să pregătim acum documentația și să-l repostăm pe Stica pentru o nouă licitație. Și este contractul cele trei extinderile pe Cluj, care suntem în faza de reziliere în aceste zile, urmând ca și el să îl relicităm, sper că începând cu prima parte a anului viitor. Deci, marea majoritate a lor sunt în procente de peste 70% gata. Unele dintre ele sperăm ca în primul trimestru anului viitor să le finalizăm, altele până undeva în august-septembrie anul viitor. Și rămân cele două contracte de care am menționat până în 2025. Sperăm undeva prin vară să le putem finaliza și pe acestea. Aceste lucrări presupun și un oarecare deranj, pentru că există lucrări, săpături și așa mai departe. De aceea, domnule Croitoriu, vreau să vă întreb cum percepe populația, cum percep oamenii, clienții companiei derularea acestor contracte. Da, vă spuneam la un moment dat că noi am anunțat demararea acestui program acum destul de mulți ani, în momentul când am început efectiv lucrul la el, modificarea master planului și pregătirea aplicației de finanțare. Deci vestea s-a dus. Din păcate, din motive independente de noi, demararea efectivă a lucrărilor a început la câțiva ani după cele prime anunțuri și evident în perioada aceasta au fost mulți oameni care ne scriau periodic întrebându-ne când începe. Deci a existat o nerăbdare mare atât la nivelul zonelor care nu aveau încă utilități, atât în urban cât și în rural, cât și din partea celor care așteptau modernizarea unor rețele existente care făceau probleme din cauza vârstei, duratei de viață normate depășite. O sigur că odată cu începerea lucrărilor au existat, apare evident și disconfortul, pentru că se lucrează noaptea, se lucrează în condiții care creează praf, noroi și așa mai departe. Există un mecanism pus la punct la nivelul companiei împreună cu consultantul și cu autoritățile locale și contractorii prin care aceste semnalări din partea clienților că se întâmplă ceva care nu convine sunt remediate în măsura posibilităților. Asta este un aspect. Iar celălalt aspect l-a menționat și directorul general, ne l-a spus, vorbeați de acele procente, da, 99% apă, 95% canalizare. Astea sunt lucrări realizate. Oamenii au posibilitatea să se lege la aceste rețele nou înființate. Din păcate, noi va trebui să facem niște eforturi ca să convingem oamenii să lege efectiv la aceste rețele pentru care s-au investit niște bani publici. Aici este o altă parte de să zicem, sesizări care le pun oamenii, adică noi facem aceste campanii de conștientizare, legați-vă la rețelele nou înființate de apă, mai ales la canal este necesară o muncă de conștientizare, legați-vă la canalizare, nu, procentul, nu știu dacă va fi exact 100% de oameni care se vor și lega. Dar este libertatea lor, dar recomandarea tuturor specialiștilor este să se lege pentru infrastructura există pentru aproape 100% ceea ce este dezvoltare, așa cum spuneai și tu, la nivelul celorlalte țări. Dar aceste sesizări legate de disconfort, o parte sunt justificate, constructorii mai fac și ei anumite greșeli, repet, este mecanism de remediere a acestor neajunsuri. O parte, sigur, sunt cele inerente unor astfel de lucrări de amploare, cu mențiunea că acolo unde s-a putut, noi am prevăzut
realizarea lucrărilor în anumite contracte pentru a minimiza deranjul cetățenilor. Lucrări de forare, de cămășuire, nu de săpătură deschisă și așa mai departe. Deci, peste tot unde s-a putut, unde a fost fezabil, noi am adoptat astfel sau am cerut astfel de lucrări care să minimizeze deranjul. Ceea ce este foarte corect, trebuie să spun acum că personal am văzut modul în care se derulează lucrări de tipul acesta de dezvoltare a infrastructurii și până la urmă, așa cum spun englezii, nu poți să faci omletă dacă nu sparci ouăle, adică orice lucru bine gândit presupune și un anumit sacrificiu pentru o perioadă limitată de timp pentru a ne putea dezvolta. Până la urmă, despre asta este vorba. Cert este că toate aceste lucrări produc un deranj, mai mare sau mai mic, în funcție de, hai să spun, și importanța rețelei care se, la care se lucrează. Ce trebuie să se știe este că constructorii, virgulă, constructorii noștri nu pot să fie plătiți decât în momentul în care strada este adusă la starea cerută prin contract. Ei sunt foarte interesați să finalizeze în totalitate rețelele plus sistemul rutier pentru a-și putea încasa banii. Dar sunt situații așa cum a fost și cel din Chinteni și cum să spun, ne pare rău și ne cerem scuze pentru deranjul care s-a creat și care este în continuare până la finalizare. Sunt situații în care nimeni nu poate să prevadă, nici noi, nici constructorul, nici alții. De exemplu, sistemul rutier din Chinteni sub stratul de asfalt era un strat de beton. Beton care nu era prins în nicio documentație, care a fost cotat ca și plată. A trebuit să facem o expertiză care a durat vreo 3 luni de zile. Și atunci, normal că impresia este 3 luni de zile nu s-a lucrat nimic. Nu s-a lucrat nimic pe acel tronson pentru că așteptam expertiza. Expertiza a sosit, ne-am început de refacere, doar că va dura, pentru că trebuie turnat acel strat de beton care trebuie să ajungă la o maturitate, după care se va putea turna stratul de asfalt de uzură și peste el va veni firma de construcții angajată de către Consiliul Județean pentru refacerea întregului drum 109, dacă nu mă înșel, drum județean. Deci, sunt într-adevăr probleme. Întâmpinăm și noi greutăți câteodată cu constructorii, dar, așa cum ai spus și tu, nu se pot face lucrările fără a avea un deranj. Menționez că și în Zalău, deci nu numai în Cluj, să zic așa, și în Zalău sunt astfel de situații în care drumurile au fost sparte, nu sunt refăcute în totalitate, dar încercăm împreună cu constructorii să le aducem la bun sfârșit. Repet, ei sunt foarte interesați să le finalizeze pentru că altfel nu își încășează banii. Și trebuie să le spunem. Și iartă-mă, te rog, cu această ocazie revin pe lângă materialele pe care noi le-am trimis să ne cerem scuze tuturor clienților și celor pe care îi deranjăm cu mențiunea că ne străduim să finalizăm cât mai repede și să eliminăm aceste disconforturi legate de spargerea străzilor în principal. O precizare pe care trebuie să o readucem în discuție, practic, dincolo de creșterea nivelului de dezvoltare pentru localități, dincolo de noi oportunități pentru investitori, pentru că sunt anumite investiții care pot fi făcute doar dacă, mă rog, compania, entitatea care realizează acea investiție are acces la rețelele de apă și canalizare și pe lângă creșterea gradului de confort personal, există și un beneficiu indirect pe termen lung, pentru că dezvoltarea acestor rețele reduce și impactul schimbărilor climatice asupra comunităților locale, cum anume, pur și simplu că există un acces corect și previzibil la o sursă de apă de bună calitate, ceea ce înseamnă că presiunea asupra surselor locale va fi mai mică și de asemenea prin dezvoltarea rețelei de canalizare scade dramatic, scade în mod considerabil și gradul de poluare pe care existența unei comunități îl generează în mediul înconjurător. Da, cert.
toate aceste investiții vor duce la creșterea unui grad, să spun așa, social, de dezvoltare a tuturor acestor UAT-uri. Vor exista posibilitățile de dezvoltare și de extindere în unele zone și, bineînțeles, așa cum ai menționat și tu, se va elimina, nu în totalitate, cel puțin în această fază, tot ce înseamnă poluarea. Și din punct de vedere al apelor subterane și din punct de vedere al descărcărilor de ape uzate, menajere în diferite surse de apă sau infiltrații din diferite sisteme de canalizare, gen fose septice sau bazine vidanjabile. Dar, pe de altă parte, se pot elimina vulnerabilitățile acestor localități deservite de surse locale odată cu realizarea aducțiunii, de exemplu, Cluj-Sălaj. Adică avem și acum două localități care primește apă după program, având surse locale care au secat din august, n-a mai plouat în aceste localități. Deci s-a împuținat debitul apei la sursă. Trebuie să dăm apă după program. Mai sunt și surse locale care au fost poluate în contextul intensificării exploatațiilor agricole. Asta înseamnă mai multe îngrășăminte. Iar în contextul acesta, o serie de izvoare, de fântâni, din diverse localități au ajuns să aibă concentrații peste limita normală de nitriți, nitrați. Momentan nu avem astfel de localități. Cândva mai de mult, acum destul de mulți ani, am avut o astfel de situație în care o ploaie torențială a spălat de pe dealuri. Nu mă refer la rețeaua administrată de compania de apă, sau nu știu, la fântânile particulare, pentru că de la Direcția de Sănătate Publică au avertizat în mai multe rânduri că există izvoare, fântâni care erau folosite de oameni pentru a se aproviziona și care nu sunt sigure. Da. Deci apa de la robinet este mai sigură decât izvoare aflate în Cluj, de exemplu. Deci, odată, de exemplu, aducțiunea va oferi oportunitatea legării la această aducțiune a localităților care din anumite motive nu s-au putut califica pe POIM, din cauza diverse tehnice, să zicem, nu întrâneau nivelul de investiție pe cap de locuitor stabilit de Comisia Europeană. Așa. Deci în aceste localități nu se realizează rețele de distribuție, dar având aducțiunea, primăriile pot accesa fonduri din alte părți sau noi în programe viitoare, dar măcar au unde să se lege la această aducțiune și să scape de sursa locală, care în prezent le creează probleme, adică este vulnerabilă la secetă, la ploi torențiale, la poluare și așa mai departe. Deci e clar că... Nu câștigă foarte mare pe termen lung. Și pe de altă parte, sunt localități care se realizează acum rețele de distribuție sau au deja rețele de distribuție și se vor lega la aducțiune și scapă de sursa locală sau, mă rog, o pun în rezervă, în conservare. Deci nu mai depind de ea. Deci asta este foarte important, eliminarea acestor vulnerabilități generate de schimbările climatice. La o simplă privire prin presa națională, internațională, vedem că există o reputație foarte solidă a companiei de apă Someș, care și-a început activitatea de atragere a fondurilor europene încă înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. Existau programele de preaderare și a continuat să atragă bani europeni. De aceea bănuiesc că nu se încheie aici, odată cu acest proiect, apetitul pentru fonduri europene. Vreau să vă întreb ce urmează pentru perioada următoare. După ce veți duce la bun sfârșit acest proiect, cum anume vă închipuiți dezvoltarea companiei și dezvoltarea rețelelor pentru următorii 10-20 de ani? Până în acest moment, începând cu 1997, compania a atras peste 650 de milioane de euro în diferite etape, începând cu MUDP 2, 97-2003, continuând cu programul de preaderare ISPA, continuând cu programul SAMTID pentru localitățile mici.
Tot din fondurile de preaderare. Tot din fondurile de preaderare, continuând cu programul operațional sectorial cu postul de mediu și în acest moment cu POIM. POIM-ul care se va încheia 31 decembrie 2023, urmând ca perioada 2024-2027, se va trece pe programul de dezvoltare durabilă. Așa cum am menționat, pe lângă acest proiect mai avem investițiile din programul nostru de dezvoltare. După această perioadă... care se referă tot la dezvoltare durabilă. Exact. După această perioadă, sincer, nu știu să vă spun ce alte surse de finanțare s-ar putea să vină din partea Comisiei Europene. Probabil că PNRR-ul va continua în diferite faze, în diferite etape. Astăzi, la nivel național, știm că există anumite sume de bani alocate, că programul Angel Salini va continua. Din punct de vedere al operatorului, indiferent că suntem noi sau alt operator la nivel național, vom fi nevoiți ca într-un viitor foarte apropiat, dacă nu mă înșel, chiar de anul viitor, să începem să facem planuri de afaceri. În aceste planuri de afaceri, toate investițiile vor fi prevăzute a se realiza prin creșteri tarifare. Nu știu să vă spun acum, pentru că încă nu i-am făcut o idee, dar din strategia pe care am stabilit-o împreună cu Comisia Europeană pentru programul de dezvoltare durabilă, în următorii 4 ani de zile va exista, așa cum a fost în POIM, la fel un grafic de creșteri ale tarifului în fiecare an cu o singură creștere, să spun așa, în funcție de costurile și de inflație. În plus, pe lângă creșterile tarifare, vor mai fi banii din redevență, cea pe care noi o plătim astăzi UAT-urilor, care se vor întoarce înapoi în acest fond de dezvoltare, pe care o să-l utilizăm la fel pentru tot ce înseamnă partea de înlocuire, întreținere și dezvoltare. Mai ales că o parte dintre investițiile făcute în 1997-98 sunt deja la durata de viață depășită și ar trebui să le reînlocuim, să ne aplecăm și asupra lor, nu numai a extinderilor. Dar eu zic că în momentul în care vom avea aprobat și master planul, care este în fază de finalizare, vom ști exact care sunt necesarul de fonduri pentru a putea face ca virgulă toți clienții noștri astăzi din cele două județe să aibă acces aproximativ 100%. Există și o abordare din partea politicienilor europeni, din partea liderilor europeni, cum ar fi președintele Franței, Emmanuel Macron, care mizează pe continuarea politicilor verzi ale Uniunii Europene, așa că există posibilitatea, dar deocamdată nu putem să anticipăm, nu știm care vor fi rezultatele alegerilor europene din 2024, dar vedem că sunt foarte mulți lideri care pledează pentru alocarea în continuare de fonduri europene pentru a sprijini politici verzi, inclusiv ceea ce înseamnă activitatea companiei de apă Somaș. Dacă ne referim la politica verde, pe lângă investițiile pe care noi le avem puse în funcțiune, gen microhidrocentrala de la Tarnița, care produce energie electrică pe care noi o utilizăm și o introducem în sistem, pe lângă biogazul rezultat din stațiile de epurare și de la Cluj, Dej și Zalău, unde producem cam aproximativ 30% din necesarul de energie electrică pe care noi îl consumăm în aceste stații. Mai sunt proiectele noi, prinse în POIM, care vizează la fel eficiența energetică și, nu în ultimul rând, partea de digitalizare. Ceea ce este foarte, foarte normal. Până la urmă,
Aici este una dintre marile mize ale României, pentru că există resurse intelectuale, există companii care au acumulat experiență la nivel internațional în procese de digitalizare și trebuie să convingem acum aceste companii să se orienteze și spre piața internă românească, să producă software de bună calitate și pentru a ajuta economia românească să recupereze și mai rapid decalajul față de economiile mature din Europa Occidentală. În urmă, aici e vorba de un nou proiect de țară. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune și vă invit cu mare drag să reveniți. Vă mulțumim. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020. Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.